O mare surpriză! Noi ochelari Apple Vision Pro! 5.000 de euro plus în Europa. Aceștia sunt ochelarii, fraților. De aici avem două camere. 24 de ore cu ochelarii. Wow, Iisuse Hristoase, nu te cred! Nu cred! Am mai scos una! Ce e asta, bă, frate? Unde am ajuns în viață? Da. Cei mai tare ochelari de soare. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hâți cu bună dimineața, fraților, hâți cu pielea aia de găină nebună la locul ei cât se poate de real și cât se poate de copilărește vorbind. Încep să țip un pic, dar trebuie să o las mai moale pentru că suntem în cabinetul prietenei, doamna doctor Alexandra Gionuțule, care mi-a făcut o surpriză senzațională. O să vă spun povestea ad literam, ca să vedeți cât de frumos lucrează doamne și cum zicala coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim, nu este nici de cum o prostie. Zilele trecute, aflând că soția unui prieten are un interviu la doamna Alexandra la cabinet, am fost rugat dacă pot să spun o vorbă bună pentru că o cunosc, este una dintre fetele care a lucrat și la noi la magazinul dorianpopa.ro. Am zis de ce să n-o fac, dacă pot să ajut pe cineva, ce mă costă? Este doar un mesaj pe Instagram. I-am scris doamnei doctor Alexandra, cu care sunt prieten încă de când am colaborat împreună la promovarea unei periuțe de dinți, Gionuțule. Și uite așa, doamna doctor mi-a mulțumit foarte mult pentru vorba bună pe care am pus-o doamnei respective și îmi zice: "Auzi, Doriane, bă, dar tu știu că ești un băiat foarte pasionat de tehnologie și știu că pe tine te bucură lucrurile în adevăratul sens al cuvântului și că ești precum un copil atunci când vine vorba de chestii noi în piață, mai ales în piața tehnologică, așa că am pentru tine o mare surpriză." Zic, ia spune, doamna doctor, vreau să vii, dacă vrei să vii și îți dorești și îți face plăcere, să încerci noi ochelari Apple Vision Pro. Bă, vă spun în continuare povestea cât se poate de sincer, Gionuțule, sar și băluțe de fericire, eram la sală, nu am văzut mesajul, uitați-vă la găină cum e la locul ei acasă, mi-a zis: "Cori, tu ai văzut ce ți-a scris doamna doctor?" Normal că nu văzusem, ești nebun, că eram la sală, nu stau pe Instagram prea mult la sală, doar cât postez stories. Intră repede că te-a întrebat dacă vrei să încercăm noi ochelari Apple Vision Pro. Hai să nu ne mai lungim, că sunt sigur că din momentul ăsta toată lumea sfârâie să vadă ce se află în această cutie, Gionuțule. Prețul variază între 4 și 5.000 de dolari în Statele Unite ale Americii. Ei ajung undeva spre 5.000 de euro plus în Europa. Marea problemă de fapt și de drept este că, deocamdată, fără un Apple ID de Statele Unite ale Americii, nu te prea poți juca cu ochelarii pentru că nu sunt available aplicațiile. Deci îl poți lua, te poți uita notes, photos și alte lucrușoare, dar nu poți să ții aplicațiile și să-i folosești la propriu așa cum sunt ei gândiți. Nu pot să vă mint, fraților, normal că primul lucru când am intrat au sărit direct pe ochi cu din alea, cu dăi, pinciuri, minciuri, ziceai că suntem de pe altă planetă, exact cum ați văzut în toate nebuniile de Reels, TikToks, Micmox, vloguri și alte review-uri de pe afară. Însă am vrut pentru satisfacția voastră și pentru amorul artei, cum ar spune mamișor, să-i punem la loc în cutie așa cât s-a putut, pentru că doamna doctor normal că a aruncat mare parte din ambalaje pentru a putea face un unboxing, fraților. Nu o să vă mai țin prea mult pe jar, hai să începem. Ia uitați-vă, ia priviți mărețe umbre la zidirea soarelui, se știe, doamne, bă! Bă, oamenii ăștia de la Apple, nu că-s buni, mă, bă, sunt foarte tari. Deci, aceștia sunt ochelarii, aici pe partea asta de prim etaj al boxului, lucrurile sunt exact ca din fabrică. Deci, avem acest cartonaș, da, care îi ține pe ei întinși, avem ochelarii propriu ziși și un case pentru partea de lentilă care protejează lentila. Case-ul poate fi ținut la loc în cutie, Gionuțule. Aceștia sunt ochelarii, fraților. Deci nu am cuvinte să vă spun cum se simt ca niște bijuterii. Deci aici avem două camere, aici avem două camere, aici avem încă o cameră, aici avem încă o cameră, Gionuțule. Vă spun sincer, mai văd trei senzori, cred că îi vedeți și voi. E nebunie de tehnologie ce e aici. Eu acum pur și simplu vă relatez ce văd exact ca un începător. Nu știu foarte multe despre ei, am văzut și eu cum arată înăuntru situația. Astăzi o să vedeți și screen recording, astăzi o să purtăm și ochelarii, Gionuțule, și cu siguranță, cu acordul doamnei doctor Alexandra, vom ieși și pe stradă, pentru că vom face și un reel din ăla nebun, când mergi pe stradă și te uiți în toate direcțiile cu ochelarii, pinciuind fel de fel de ferestre. O să vi arăt acum și din interior, pentru că este magic ce se întâmplă. Deci cam așa arată ochelarii pe spate. Vedem două lentile super interesante. Credeți-mă, în momentul în care îi pui pe ochi, ei se lipesc instant, iar această chestiune, mamă ce m-am speriat, se scoate de aici, Gionuțule, și mai mult de atât, din câte știu și asta se scoate separat, totul este pe magnet exact ca la căștile Apple mari, da? De ce? Pentru că poate fi înlocuit. Această margine se murdărește, probabil de la transpirație se îmbâxește și trebuie să poată fi înlocuită. Asta mare, sincer vă spun că nu înțeleg de ce se scoate, plăsuța asta stă pe nas, deci bă, trebuie să vă spun ceva, îi ții pe cap, îi ții pe nas și nu simți. E drept, am văzut la bunul prieten FaceRock că dacă îi porți în mod excesiv, la
un moment dat pe năsuc rămâne o urmă. Haideți să mergem mai departe cu unboxing-ul, fraților. Punem frumos la loc husa. Deci, bă, totul se întâmplă într-un mod atât de armonios și de fin la mână, încât este senzațional. Ia uitați. Mai departe, Jonuțule. Avem cârpița. Să vedeți cât de mișto s-a văzut când mi-am pus ochelarii pe ochi și a venit doamna doctor direct și a zis: "Stai așa." Și mi-a dat un wash din ăla, mi-a spălat parbrizul de n-am știu ce se întâmplă cu mine. Încărcător, fraților, cablu pentru încărcător, normal că e încărcătorul nou USB-C. Aceasta este, ăsta e creierul ochelarilor, care creier al ochelarilor, frații mei, se conectează la ochelari exact aici. Printr-o rotire are o cătare, după cum vedeți, face clâșc și în momentul în care a făcut clâșc, ochelarii sunt good to go. Mai mult de atât, în momentul în care îi pui pe cap, această rotiță te ajută să strângi în cel mai sexy mod posibil chestia asta de la spate, pentru a putea avea ochelarii perfect fit pe orice cap. Iar din rotița asta, uite așa, strânge aici, stai așa, că e așa, și în momentul în care ai strâns, ei vin perfect. Dar nu vă dăm spoilere prea mari, Jonuțule, hai să continuăm cu unboxing-ul. Aceasta este partea de înlocuit. Ăsta, strap-ul ăsta, nu-mi dau seama care e faza cu el. Nu mă pricep prea bine acum și nu vreau să o deranjez prea mult pe Alexandra. Ăsta este ăla de la încărcător, Jonuțule, și cu ocazia asta am terminat cu unboxing-ul. Acum trecem la partea aia cea mai șmecheră. Mai întâi de toate, o să-i punem pe cap, o să-i reglăm, o să-i pornim și după ce i-am pornit, Jonuțule, cu siguranță o să dăm drumul screen recording-ului. Cori va filma în paralel ca să avem ambele situații sub control și vă vom alterna cadrele din captura de ecran a ochelarilor cu ceea ce se întâmplă în realitate, pentru că este foarte funny să vedeți cum te miști, efectiv te uiți cu ochii la o cifră sau la o chestie de pe ecran, doar faci așa din degete și ai clicuit. Dar ce mi se pare intrigant de șmecher este faptul că în momentul în care tu te uiți, bă, când pași parola, da? Te uiți la cifra 1 și ochelarii simt că te-ai uitat la cifra 1 și o încercuiesc. Doar dai pinci și îți bifează cifra 1. În aceeași ordine de idei, Cori când i-a pus pe ochi, pentru că normal că și-a dorit și ea și normal că suntem o echipă, genul le împărțim fericirile astea, mi-a zis că, ci că poți apăsa și cu degetul. Dar șmecheria e să te uiți cu ochiul, înțelegeți ce vreau să zic. Mai mult de atât, Jonuțule, dați cu mare buton de like la acest vlog, pentru că dacă strângem numărul potrivit de like-uri, aveți garanția că nu numai acești ochelari o să apară pe canalul ăsta în mod frecvent, pentru că suntem convinși să iau și eu o pereche, dar mai mult de atât o să facem 24 de ore cu ochelarii. Tot ce se poate face cu acești ochelari o să găsiți pe acest canal, dacă dați mare hit la butonul de like acum, Jonuțule, să vă vedem că sunteți acolo familie. Trebuie să vă spun un lucru, vorbeam cu doamna doctor acum și îi spuneam că vreau să-i cumpăr Instate când mergem și mi-am dat seama că o să-mi plângă inima, dar n-am ce să fac. Această cutie va trebui aruncată la gunoi, pentru că nu o să încapă niciun troller cu toate hainele. Ochelarii cu siguranță vor fi luați la mine în ghiozdan și atunci cutia va trebui aruncată la gunoi. Păcat, dar ăsta este costul și până la urmă nu ne interesează. Important este să avem ochelarii, nu cutia. Că cutia adună praf. Deci, Jonuțule, în primul rând ochelarii sunt puși pe ochi. Acum ei afișează ceva ce nu o să puteți vedea voi. Dau o cârpă pe ei pentru că eu acum văd doar negru. Îmi arată că ce? Că trebuie să fie mai sus un pic. Bun. Acum ei sunt aliniați cu ochii mei și mi arată să țin acest buton apăsat până când își reglează poziția ochilor mei. Bang, acum un cerculeț cu V pe față și deja vă văd. Punem parola. Bang, bang, bang. Bang. Ați văzut cum dau click, da? Deci deja încep să fiu maestru, Jonuțule. Bun. Acum suntem în ochelari. În momentul în care te uiți în sus, îți apare un cerculeț, dai click pe el și îți apare exact ca la iPhone un panel. O să vi-l arăt imediat. Hai să intrăm să facem captura de ecran. Deci, control center. Ok, bun. După ce ai băgat travel mode, te uiți din nou în sus, cobori iarăși fereastra, bași din nou și pornești screen recording. 3, 2, 1, 0 și suntem oficial în screen recording, Jonuțule. Am înțeles de la doamna doctor că după ce ai terminat cu screen recording, ar trebui să oprești travel mode-ul. Acum voi vedeți tot ce am făcut. Am oprit, zice remain stationary while the mode turns off. Bun, gata. S-a oprit travel mode-ul și acum, obiectiv vorbind, voi vedeți ce văd și eu, Jonuțule, adică implicit o vedeți pe Cori cum filmează, vedeți masa, vedeți absolut tot ce trebuie, da? Am tot, toată realitatea natural în fața ochilor mei. Vedeți că licărește LED-ul, deci ar trebui să reglăm expunerea, Jonuțule. Și acum haideți să vă arăt despre ce este vorba. Deci, sus este panelul de care vă vorbeam, da? Vedeți că suntem acolo în screen recording frumos, avem așa. Ce este? Hai să le luăm pe rând. Home-ul, care sunt aplicațiile. Ăsta care este... environment! Cred că am găsit ce voia Coria. Nu, asta e altceva. Yosemite Light Dark Automatic, ia. Automatic, ce e asta? Nu, cred că asta e altceva, mă. Hai să ieșim de aici. Ăsta e gen, cum vrei tu să ai... ok, mă, automatic. E cum arată meniul, Cori. Bun, am ieșit de aici. Și home, fraților, înseamnă aplicațiile, după cum vedeți. Aici v-am spus că beneficiem de super șansa, pentru care îi mulțumim doamnei doctor, de a avea un Apple ID de state, de App Store. Uite, vă dau un click pe App Store ca să vedeți cam cum arată toată situația. Doamne, cât de frumos este. Totul e incredibil. Wow. Ia.
Stai așa. Aha, ok. Deci, vedeți ce fac cu degetele, da? Mamă, zici că-s dirijor, să mă rogeam să dacă te vin. Băi, deci este fabulos ce se întâmplă. Incredibil. Ăsta e un swipe, da? Vedeți că dau swipe. Uite cât de frumos dau swipe. Mi se pare genial. Așa, am învățat și să dau, ia. Vedeți, m-am uitat în jos, am făcut ochii mici pe X-ul ăla, bang, i-am dat X și a sărit de aici, Jonuțule. Nu o să intrăm în photos, messages sau alte lucruri, că nu vrem să ajungem unde nu este ok. Important este că, uite, așa dau pagina dacă vreau. Există un mod. Ia, ce scrie acolo? Apps, people, environments. Mamă, am ajuns scori acolo, sigur. Ia, fiți atenți. Hai să-i dăm pe munte. Wow, Iisuse Hristoase, nu te cred. Mamă, Cori, ai pus-o să moară Jaxana unde sunt. Wow. Deci uite, nu cred. Mamă, bă, fraților, trăim lucruri. Bă, nu se poate, deci nu vine să cred că se întâmplă așa ceva. Doamne, Iisuse Hristoase. Bă, deci tu știi cum este? O să vă explic acum ce simt. Deci văd că lucrurile care sunt foarte aproape reușesc să încalece un pic imaginea. Imaginați-vă că e primul model. Probabil că de aici încolo lucrurile vor fi din ce în ce mai bine puse la punct. Și cum ești de aici? Ia, mă uit în sus. Bang și dau home. Mamă, deci eu pot să folosesc aplicațiile și pe ăsta? Fii atent, stai că vreau să mă duc acolo în deșertul ăsta. Wow, nu cred, Iisuse. A, deci tu dacă vrei acum să editezi sau să-ți citești mail-urile în deșert, vai, și poți să adaugi din astea? Dar cum o scoți întrebarea? Oare numai așa, cu ăla de sus, bang, de sus... Bang home, ma, dă-i mă pe White Sands asta. Bă, nu, bă, trebuie să-i pui Cori pe ochi, incredibil. Ok, și acum dacă dau home și dau apps și să presupunem că vreau să mă duc... Și ce înseamnă people? FaceTime, hai să sunăm pe ci... dar nu că e cu contul doamnei doctor, nu? Deci dați cu like, fraților, dacă vreți să luăm ochelarii ăștia, vor ieși niște vloguri senzație. Bang, nu uitați fără niciun fel de laudă că ajutorul doamnei doctor ne face să fim primii care testează acești ochelari în România pe bune. Wow, și ce faci, mă, desenezi? Mi-a rămas fereastra aia pe spate, ești nebun? Unde e YouTube? YouTube? Nu cred că are doamna doctor YouTube, nu? Trebuie să downloadezi YouTube, oare? Ia, App Store. Search. Mamă, nu cred. Ia, te așa că mai greu cu ochii să ginesc acolo, ia. Păi, dar de ce? Are autocorect, that's bad. Ia, stai, mă. Dar nu merge, mă, cu click. Cum ai zis tu că merge cu click? Trebuie să te apropii să dai click. Bă, dă-te, dracu! Bă, ești prost. Nu cred, mă, așa ceva, mă. Dă-te-n spanac. Juno for YouTube, Disney Plus. Mă, nu apare, mă. Adică ce să înțeleg? Că ar trebui să fie deja, oare? Jonuțule, încercăm să găsim YouTube și revenim. Deci, Jonuțule, nu știm sigur acum dacă este cu sunet. Ideea este că eram jos și fereastra era mai sus. Repet, nu vrem să deranjăm aici cu un miliard de întrebări. Nici nu vrem să fim foarte intrusivi. Motiv pentru care, după cum vedeți, am intrat pe YouTube, pe Safari. Dar acum, efectiv, ne uităm la canalul meu. Hai, mă, să-i dau, mă. Că nu se poate, bă. Deci după 7 ani de YouTube, frații mei, ne uităm la reacția la primul vlog. Bine, sta să treacă reclama. Nu e premiu. Wow, au sunet, dă-te dracu. Și cum dau full screen? Deci asta văd că mă încurcă un pic. Treaba cu țintitul cu ochii. Bă, fraților, eu nu înțeleg cum se mută fereastra. Asta mă enervează cel mai tare. Ține pinciuit un pic de ea. Oare, crezi? Sau de bară. Ia, mamă, ce-am făcut? Am mai scos una. Gata, deci ai dreptate. Înseamnă că trebuie să prinzi, dar vezi că fii atent că e greu să nu prinzi, că prinde scris. Și dacă prinde scris, clar, uite, mă lasă să mai scot un tab. Dar nu vrem să scoatem încă un tab, scoate-l. Mamă, ce e asta, bă, frate? Unde am ajuns în viață să moară Jaxana? Uite, că Johnule, Johnny, 19-424, te iubim și noi. Trebuie să nu țintesc X-ul ăla. Hai, iubirea mea. Deci cum fac? Ia, eu vreau să ajung. Uite. E un pic mai greu cu țintitul cu ochii. Este posibil să fie din cauza faptului că nu sunt setați, ei nu sunt făcuți pe ochii mei, fraților. Acum eu am promutat la doamna doctor. E un întreg proces de configurare. Deci vreau să văd și un full screen. Deci ăsta e full screen, nu? Nu, ăsta e full screen-ul ăsta. Ăsta e full screen-ul ăsta. Nu cred așa ceva. Dă-i, stai. Mamă, uitați-vă, deci uitați-vă cum scrollez prin vlog, da? Că visul lui Cori era gen, mamă, cum o fi să editez pe ăsta. Deci uitați-vă. Bă, frate, ești nebun la cap. Ideea este că oriunde m-aș uita pe bară ca să vreau să apuc, apuc de un buton. Și implicit, dacă clicuiesc, îmi dă click pe el, înțelegi ce zic? Adică nu pot să mă duc cu ochii între ceva. Uite, acum sunt pe refresh, acum sunt pe cifre, acum sunt pe întreaga bară. Și normal că dacă scot încă o fereastră, dar n-are sens o scoatem, am scos-o. Putem să închidem acum micul review din interior, o să mergem și afară ca să vedem cum este în realitate, dar e clar că e de muncă mult cu ochelarii ăștia până când ajungi să-i mânuiești cum trebuie. În orice caz, este ceva mind-blowing. Hai să vedem acum dacă îi dăm jos, ce se întâmplă, facem un pic larg, ce se întâmplă dacă ai sau nu ai. Wow, opa, stai așa, mă găsești. Am urmă pe nas? Foarte puțin.
Ce mă, aproape deloc. Bă, dar nu este criminal. Într-adevăr, sunt un pic mai darkish decât realitatea. Plus că eu eram obișnuit să fiu în... Aoleu, screen recording-ul Cori. Stați așa că reintrăm. Ah, nu, hai să ne uităm. Doamne să nu se fie oprit. Doamne să nu se fie oprit. S-a oprit. Mamă, deci bă, vreți să vă spun un lucru? Cei mai tare ochelari de soare să înțepenească Jacksoneta. Dacă vă mintele fratele vostru, aude ce e de inimioare aici la doamna doctor. Dacă m-am îndrăgostit de ceva luna lui februarie, luna îndrăgostiților, fraților, m-am îndrăgostit de ochelarii ăștia. Deci mi se pare senzațional, uite cum deja mă mișc pe ei, zici că sunt as. În fine, am învățat să mutăm și ferestrele, Jonuțule. Am învățat multe lucruri între timp, însă mai multe veți vedea în vlogurile viitoare. Dacă nu uitați să dați mare smash butonului de like, Jonuțule, ca să vedem dacă sunteți alături de noi și dacă vă place ideea asta pe care viitorul o aduce. Și încă o dată îi mulțumim doamnei doctor pentru această super șansă. Vom reveni cu ochelarii personali dacă ne ajută Dumnezeu. Până un alta, găsiți linkul doamnei doctor în descrierea vlogului. Și tot până un alta, nu uitați să da subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cei mai nebuni ochelari pentru prima dată pe YouTube în România. Noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian. Follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit în Facebook și de asemenea, nu uitați să aveți o zi, o cafeluță, o săptămână și o primăvară mirobolante. Merg mai departe, departe de toate. Îmi țin capul sus și las problemele în spate. Merg mai departe, 7 zile din 7. Că viața mi-a spus ce altul e pus deoparte.